Ei, nu se poate așa ceva. Cum o să câștigi atâția bani, 90.000 de lei, cu doar 2 lei pariați? Incredibil! Astea vor fi cuvintele prietenilor tăi, cunoscuților tăi, dacă ai răbdare să asculți care este treaba cu acest proiect și cum poți câștiga cu doar 4 lei investiți săptămânal în timp și, bineînțeles, pe termen lung, poți da marea lovitură alături de mine. Tot ce trebuie să faci este să ai un pic de răbdare, să asculți câteva minute această strategie pe care eu o joc de aproximativ 4 ani și de care în câteva rânduri am fost destul de aproape. Haideți să vedem care este într-adevăr strategia. Conferința Sud are în serie 24 de echipe. Așadar avem practic 46 de etape pe fiecare an. Este vorba de Liga 6 din Anglia. Ceea ce înseamnă că dacă pariem etapă de etapă biletul de la strategie, investim pe an 92 de lei. Dacă dorim să-l pariem și la sistem, 10 din 12, vom mai investi încă 92 de lei. Practic, investim pe sezon în această strategie 184 de lei. 184 de lei pe an. Atât ne costă acest proiect, care ne poate aduce beneficii de 90.000 de lei. La 12 partide pariate pe un bilet, având cote între 2,20 și 2,70, cota finală ajunge lejer între 30.000 și 40.000. La această cotă, eventualul câștig va fi cu tot cu bonus cel puțin 90.000 de lei. Bun, deci strategia aceasta ne costă 184 de lei pe an, iar în 10 ani 1840 de lei. Dacă scoatem din eventualul câștig 90.000 de lei minus 1840, am rămâne cu un profit de 88.140 lei după 10 ani cu această strategie. Deci jucând 10 ani, cu 2 lei pe bilet, putem câștiga 88.140 odată la 10 ani. Eu cred că e destul de corect și șansele sunt destul de bune pe termen lung. Dacă 88.140 este profitul pentru un bilet câștigat odată la 10 ani, ne permitem să mai scadem încă 1840 din bugetul nostru. Deci, dacă ne iese câștigătoare această strategie odată la 20 de ani, profitul ar fi de 86.300. Unde mai pui că putem ciuguli în acest timp la sistem 10 din 12 sau 11 din 12, unde sunt alți bani frumoși. De altfel, așa cum am mai făcut-o în trecut cu 9 pronosticuri câștigate, am mai ciugulit eu aici colo sume micuțe. Acum gândește-te, cum ar fi să câștigăm acest bilet? Un număr total de 1000 sau 2000 de pariori în același timp. Nu spun cum ar fi să ne strângem 5-10.000 de oameni să pariem acest bilet. Părerea mea că am zdruncinat casele de pariuri un pic și chiar vreau să-mi spui dacă ești de aceeași părere. Dar ce ne-ar mai interesa pe noi dacă de ele când practic avem în buzunare câte 90.000 de lei? Bun, ce este de făcut? În primul rând, abonează-te la canal. Pasul 2, apasă clopoțelul pentru a primi notificări instant atunci când plasezi acest bilet. 3. Distribuie clipul. 4. Lasă un like și un comentariu neapărat dacă mergi alături de mine în acest proiect. Conferința Sud este o competiție sportivă echivalentă cu Liga 6 în Anglia, un campionat care în ultimii 10 ani a fost mereu în primele 7 competiții europene la capitolul de goluri marcate per meci. În opinia mea, Liga 6, fraților, rămâne Liga 6. Acolo mai vin și bătrâni, mai vin și tineri, mai vin și amatori să joace, așa că este foarte posibil să vedem odată drept toată liga asta 2 plus, 3 plus sau 7 goluri până la pauză. Probabil vă întrebați de câte ori mi-a ieșit până acum această strategie. Răspunsul este că am câștigat sume modeste gen 30-150 de lei de câteva ori cu 8 rezultate corecte din 11 atunci când am încercat și variante mai ușoare. Dar și cu 9 pronosticuri câștigate din 11, la fel de 2 sau de 3 ori, nu mai țin minte exact, Totuși, cel mai aproape am fost într-o etapă în anul 2019, parcă, atunci când m-au scos 2 din 11 partide. Țin minte că am pierdut însă meciurile care în primul sfert de oră aveau deja gol marcat. Adică în primele 15 minute, cele 2 partide care m-au scos erau deja 1-0. O etapă în care chiar am fost foarte aproape de bani. Începând din acest an avem în serie 24 de formații față de anul trecut, când erau doar 22. Dacă nu înțelegeți cum am câștigat la sistem cu 8 meciuri, asta este explicația, sau uneori anularea unor partide, cum a fost în pandemie, se mai amână cu o zi, 2 alte partide și bineînțeles că nu le mai bagă în ofertă. Una peste alta, întrebarea mea este, te bagi? Dacă răspunsul este da, nu uita că îți trebuie răbdare de fier și, nu în ultimul rând, încă o dată, abonează-te la canal, apasă clopoțelul, distribuie mai departe și, foarte important, lasă un like, un comentariu, să știu câți mergem cu acest proiect. Facem recensământul și ne adunăm, practic, să vedem câți suntem în acest proiect, această strategie. Și pentru că nu-mi place să vă las cu ochii în soare, vă las și biletul pentru 13 august din Conferința Sud. Aveți aici, vedeți, cu 2 lei, cotă totală 36.334, deși cotele sunt destul de mici, părerea mea, față de anii precedenți. Câștig potențial 93.197.68. Fraților, nu uitați, lăsați comentariu dacă vă băgați, să știu și eu când va fi să câștigăm, cam câți am dat lovitura. Până data viitoare, nu uitați, pariați responsabil, pariați cu cap.